Una dintre marile tragedii ale vieții mele, însă de felul tragediilor care se întâmplă în umbră și nu în zona subterfugiilor, vine din faptul că nu pot să simt nimic în mod natural. Sunt și eu în stare ca toată lumea să iubesc și să urăsc, să-mi fie teamă sau să mă entuziasmez. Însă nici iubirea, nici ura, nici teama. Nici entuziasmul nu sunt în cazul meu cu adevărat ceea ce sunt ele de fapt. Fie că le lipsește ceva, fie că le prisosește. Sigur e doar faptul că au cu toatele ceva diferit, iar ceea ce simt eu nu se potrivește cu viața. La spiritele despre care se spune că sunt calculate, termen care le definește perfect, Sentimentele sunt limitate sau apar modificate din pricina calculului a grijii egoiste. La spiritele numite pe bună dreptate scrupuloase, se remarcă un decalaj identic față de instinctele naturale. Eu manifest în definirea sentimentului o confuzie asemănătoare, deși nu sunt nici calculat, nici scrupulos. Simt Pur și simplu greșit, nu am nicio scuză. Eu îmi denaturez instinctiv instinctele. Fără să vreau, vreau eronat.